Bun salutare tuturor, numele meu este DS și astăzi ne găsim la probabil una din cele mai interesante episoade din cariera noastră cu Zeul Diez, unde în acest episod debutăm pentru Naționala României în drumul spre calificare la Euro 2024 și vom juca meciul tur și meciul retur cu PSG. Înainte să trecem totuși la episod, nu uitați acolo să apăsați forță pe butonul de like. V-am zis, dacă vreți să apară episodul următor, să strângem cel puțin 500 de like-uri la acest videoclip extraordinar, unde o să ne întâlnim cu Messi, cu Mbappé, cu Neymar și ghiciți ce? Urmează acolo marele, marele debut pentru Naționala. Cât am așteptat, băieți, cât am așteptat. Dăm frumos un quick sim, pierdem împotriva lui Club Bruges. Era totuși de preferat să fiu mai în formă, dar uitați o veste bună, facem 76 over. Yedi, uitați, scrie acolo Yedi Iordănescu, cum zice Gigi Becali. Yedi este mulțumit de noi și cred că intrăm chiar ca titular. Se pare că s-au jucat și la alte partide, noi tindem la locul 2, iar Suedia cred că a avut parte de un egal cu Irlanda de Nord, mă gândesc, și am picat pe locul 4, băieți. Am picat pe locul 4, ceea ce nu este bine, mai ales că este locul 4 din 5, dar vom încerca. Ne trebuie neapărat un egal cu Franța, mă gândesc, neapărat victorie cu Irlanda de Nord, neapărat victorie cu Islanda, nu se pune problema. Oricum, meciul cu Franța și cu Irlanda, cu prima și cu prima de la coadă, vor fi în luna septembrie, în sezonul cu numărul 3. Și noi intrăm într-un super duel titular cu o echipă deosebită. Deci îl avem pe Octavian Popescu pe partea stângă, cu Andone care revine la Națională, cu Diez pe dreapta, jucăm right winger în continuare. Suntem jucători cam toată cariera aproape, am jucat doar ca right winger, nu-i problemă. Cicl dău cu Marin, ok, dar Boboc, care este RB de fapt în FIFA, RB, joacă CDM, hai să spunem că e ok. Cu Bancu, Burcă, Pașcanu și Dariu Solaru RB, cu Ionuț Andrei Radu în poartă. Haideți, băieți, intrăm în partidă. Vom îmbrăca pentru prima oară tricolorul. Hai să ne vedem cum intrăm. Jucăm în deplasare, dar chiar nu contează asta. Foarte mulți fani care au venit să susțină Naționala. Nu debutăm în echipamentul galben, dar măcar debutăm cu numărul nostru preferat, adică cel puțin numărul meu preferat în realitate, tricoul cu numărul 18. Cred că s-a blocat și trebuie să-i dăm oricum înaintare. Jucăm pe un stadion destul de nasolel, dar hai România! Andone, de Carol Andone, uite cine a ajuns să poarte tricoul cu numărul 10. Hai că mai bine luăm noi Diezul, așteaptă acolo, te așcăm cu jucătorul din seria, Răzvan Marin, nu te-a mai departe, ci căldău, mai bine mi-o lăsai mie. Uite, Octavian Popescu, Bancu, ci căldău, ne vede acolo, oh, un fault urât la spate, roșu direct, aia zic, capitanul ăla m-a eliminat, vreau asist la cartonașul roșu. Ne trebuie neapărat victoria, băiți, neapărat victoria, uite, Boboc, noi trimite lui Andone, se apără cu toată echipa, Andone încălcâi pentru noi, preluare prea mare, dar Diezul marchează la debutul. Lăsați-mă să celebrez, lăsați-mă să celebrez, să mă bucur, să fac vreo ceva, da. Bine, primul gol fix la debutul nostru, dar știm cum se apără și știm cum sunt oamenii poziționați. Da, sigur, sunt acum 5 apărători, cred că joacă un, nici nu știu, 5-2-2. Ceea dor este că jucăm din nou cu Burcă, care a jucat și el senzațional. Oh, Olaru, ce precherașul pe poartă, vreți să vă minți încă o dată așa cu capul. Răzvan Marin, uite, noi îl așteptăm, să-i dăm înapoi. Hai, Octavian Popescu, ne pasează acolo, dar... da, ce să vedeți, Diez cred că bagă și o dublă. Lăsați-mă să celebrez aici, băieți, cum trebuie. Un sicărăm Naționala. Trebuie să distrugem Irlanda de Nord. Contează și gol la verajul dacă vom fi la egalitate de puncte. Dar ce frumos, te-au foarte. Pui pasă, avem un avantaj uriaș. Probabil cel mai bun jucător al lor a ieșit afară. Dar totuși sper că și Irlanda asta de Nord nu a fost degeaba. Pe locul 2, te apasă în defensivă, a vrut să mă duc să-l sperii pe jucător.
Norwood, cura de la distanță, l-avem și noi pionuț Andrei Radu, care sper că în continuare este portarul de rezervă celor de la Inter Milano. Uite, îl vedem și pe Andone, Andone care nu se grăbește, dar noi vrem să fim cel mai bun jucător de la națională și mai dăm un assist, 3-0, din nou se dă celebrare foarte, foarte rapid, minutul 42, 20 de pase complete, 3 contribuții, nota 10 curat. Vreau să aud cum poate un alt jucător să aibă parte de un debut mai bun. Uite, Octavian Popescu pentru noi. Ah, dacă ieșea și finesul ăsta era cel mai. Să încheie 3-0. Asta lipsea naționalei României. Un diez, evident, vă dați seama. Răzvan Marin, dar totuși s-o cam calmat jocul. Încercăm una pentru Cicăldău. Cicăldău la Andone. Andone mai departe. Dariu Solaru. Dar scoate și portarul. Au portarul, nu mi-am dat seama. Că se face o schimbare. Iese Andone, dar nu știu cine intră. Și eu curios, burcă peste Stoica. Mamă, Iani Stoica este atacantul. Cicăldăule, hai. Era oricum pentru noi. Îl dăm mai departe lui Marin în continuare. Joacă în spate, să vedem cum putem ajuta. Uite, din prima Cicăldău la Octavian Popescu, care a vrut să dea cu echipierul lui de la FCSB, dar nu a reușit. Și nu știu ce le-a zis acolo Edi Iordănescu, că s-a cam calmat jocul. Nu știu, o zis să ținem la scor, să nu îi distrugem umilitor. Mi-ar fi plăcut la nebunie să avem parte de un hat-trick, dar România e România oricum. România e România. Greșeală acolo, tot dat o pasă degeaba. Gol în minutul 90. Hai, Cicăldăule, hai, dă-o puțin mai în față să-ți arăt o schemă. Uite, îl vedem pe Diez acum. Uite, asta mi-a fost schema. Dar măcar 3 puncte sunt 3 puncte. Cred că golul ăla pe final a fost degeaba. Dar nu mai ișca nici echipa în a doua repriză. Nu-mi veni să cred. Omul meciului cu nota 10 curat. Roșu aici. Și anumite intervenții pe care le-ați văzut. Posesie de 50-50. Am avut mai multe șuturi. Mitriță nu a făcut nimica. Suedia, din păcate, câștigă. Și au mai rămas ca fiecare echipă să mai joace câte două meciuri. Vedem acolo și trofeul. Dar vreți să vă arăt cea mai bună poză cu mine din toate timpurile? Asta e cea mai bună poză cu mine. Eu sunt acolo, Diez, vorbește de mine. Focusul e pe mine, nu pe Răzvan Marin. Asta e poză, FIFA. Asta e poză. Noi suntem a doua echipă cu cel mai bun gol la averaj. Prima este Franța, clar. Iar noi suntem pe locul 2, ceea ce ar însemna că dacă am fi la egalitate cu Suedia și Norvegia, tot noi am trece pe locul 2. Dar de fapt, uitați că Suedia... Ba nu, că noi avem 6 meciuri, Suedia... Păi noi dacă batem numai Islanda, cred că doar o victorie. Deci dacă pierdem cu Franța, dar câștigăm cu Islanda, tot reușim să atingem locul 2. Da, ne mai bucurăm și noi puțin de poza noastră. 15 milioane, deci l-am egalat pe Ionuț Andrei Radu, care a avut a treia cea mai mare cotă. Mai mult decât noi, au valorat până acum doar Cristi Chivu și Adi Mutu. Meci pe lui nu-i pasă nimănui. Deci nimănui. 3-0. Dublă din nou, sper că și asist. Și gândiți-vă doar că noi avem 80 potențial. În continuare, portarul nostru este lăudat și valorează 19 milioane, deci a crescut și el în OVR. Și avem, băieți, primul match. Neymar, Mbappé, Messi. Pe Parc de Prince. Și echipa noastră e moartă. Uite, îl vedem și pe Kylian Mbappé. Cu 6 goluri. Mamă, 6 goluri, cele mai multe goluri până acum din Champions League, serios. Cred că avem vreo 3. Și mergem pe unul din cele mai frumoase stadioane din toată lumea, stadionul pe care unii cred că se joacă și finala Ligii Campionilor în acest an, stadionul lui Paris Saint-Germain, și nouă ne trebuie minim victorie sau egalul. O să fie un meci foarte frumos. Dar oricum, ce este clar, dacă Manchester City treceau mai departe, sigur eliminau PSG-ul, cel puțin în realitate. Kylian Mbappé, o primă pasă bună, hai că încerca Messi acolo, dar băi, chiar și Valverde la această echipă. Bine, stai să vedem cum stăm pe mijloc. Normal că Mbappé este cel mai urmărit, probabil având 90 și, nici nu știu, 94 ori 95 OVR. Mai departe, Diezul, mai departe, concentrare în forță, dar Diallo, o să avem o misiune extraordinar de grea. Schimb apărătorii noștri, se descurcă, asta este bine, Neymar intervine, Valverde la Messi, Messi la balon și Messi că gol de 1-0 în minutul 13. A dat aici Messi un șut de nici camera n-a putut să o prindă.
Da de bea portarul, una ca lumea. Și deja mi este frică. Ce pot să zic? Lionel Messi, care are 4 goluri în 9 partide. Diez, Diez încearcă. Uite Diezul, că o pasă la Noir mai departe. Uite, formăm un atac, dar le este frică. Ori de Ramos, ori de Marquinhos. Am înțeles. Mbappé la Messi, da, o mai greșește și el. Hakimi totuși trece rapid pe contraatac. Portarul nostru e aproape acolo să o gafeze. Mamă, dar nu, uitați că așa trebuia să decurgă normal și meciul cu City. În schimb, pas la nimeni, haideți mai de Noarul, uite, dar bă, ce intervine Sergio Ramos, de fapt, să am grijă cu el să nu-mi rupă mâna. Messi că este blocat acolo de către Diez. Bun, încercăm contraatacul pe partea aceasta, dar dacă ar... Bă, o pasă oribilă, ce-o făcut, s-o tâmpit echipa mea și n-am cerut-o acolo, speram să o primesc cum trebuie. Dar Valverde este, încearcă acolo Neymar, pas excelent la Mbappé și direct face 2-0 în prima repriză. Da, cred că e cazul să ne gândim la o echipă mai bună, băieți. Speram aici, dar Neymar a dat o pasă excelentă. Nu, a fost o pasă ireproșabilă. Și echipa noastră joacă oricum mult mai slab decât cu City. Dar nu se termină aici. Mai sunt destul de minute. Îl vedem pe Toma puțin mai ofensiv. Bă, dar cum a fost? Deci am dat pasă simpluță și mi-a dat-o la adversar. Deci ce am făcut? L-am faultat, m-a faultat el pe mine. Două schimbări. Iese Noarul, la ei este Danilo. Da, m-a faultat pe mine din câte se pare. Hai să totuși încerc. Deci pasa respectivă, deci băieți, vă zic sincer, pasa respectivă o descris în totalitate meciul. Am jucat și eu slab, dar nici echipa nu m-a întrecut, vă zic sincer, nici o treabă. Wijnaldum mai departe, la Hakimi, uite, Ito stă și el ultra defensiv, dați-o mă, dar nu la adversar, nu lui Messi, înțeleg că vreți tricoul lui, dar nu-i dați pas acum, Neymarito, stă jumătate de oră la Messi, că finesul... Noroc că mai știi și portarul meu să o apere. Încă o schimbare. Am văzut că e 17. Dacă mă schimba pe mine, chiar că mă supăram. Mbappé, trimite acești jucători. Noi nu reușim acolo să intervenim. Bă, dar dau pase doar la adversar în careu. Mbappé face 3-0. Dar echipa mea joacă oribil. Oribil. E ceva, cer schimbare. De fapt, nici nu pot să cer schimbare. Dă-ți termine partida direct. 3. Am dat gol. Am zis că se termină 3-0 și am dat gol în minutul 86. 4-0 Real Madrid. Normal, într-o simulare mă gândesc că așa ar fi trebuit să termine un 4-0. Nu, dar nu e, bă, posibil. Nu, hai că mi-ar fi plăcut să nu joc această partidă ca să rămân cu stamina. Am dat în continuu, dar n-a fost atent ce s-a întâmplat. Dar ce să vedeți? Avem un Neymar, un Mbappé, un Messi, un Verratti, un Valverde, un Brozovic, rezervă. Sergio Ramos se odihnește, dar Donnarumma cred că s-a vândut sau da, va fi mai bun să joacă cu rezervele, să poți s-a accidentat. Noi intrăm la noi acasă, 3-2. Mă bucur că am reușit să facem o treabă bună. Diez a reușit 3 goluri în ultimele 3 partide. Nu mă întrebați cum, că jocul mă iubește pe mine. Nebunei, flăcări la noi acasă, am înțeles povestea. Mi-a dat oricum jocul o a doua șansă. Diez, făcut de pe Mbappé, mingi direct la Neymar. Am uitat nivelul chat. Marquinhos trimite una tare la Hakimi. Hakimi pasă în spate. De Brozovic direct la Mbappé. Călcăi la Messi. Apără portarul. Diallo la Mbappé. Bine, portar. Văd că la tine acasă s-o-și bine. Deci mai avem o șansă. Mă repoziționez. Cu speranța în suflet că reușim să facem vreo ceva. Diez. Bine, acolo. Dăm direct atacantului. Nu-i atacantul acela. Hai. Mi-ai dat-o. Clar, suntem cei mai dominați posibil. Și la șuturi și la tot. Hai, bă, l-am și faultat de ciudă. Poate nu-mi iau cartonaș galben. Bine acolo, dar bine că iese minge la Verratti. Messi, că tot la adversar, tot. Bine, Neymar, hai, uite, au dat din prima. Aia zic, cu Fent acolo, du-te.
Bine, bine, te l-au făcut, l-au făcut. Trimit-o, genial, se duce Diez, se duce Diez. Cred că Messi în defensivă, e Messi în defensivă și Diez. O, eu zic. Deschidem scorul și facem 3 la 3. Ce frumos, bine că nu m-am grăbit. Clar, vreau să văd aici relu. A, nu era Messi, era alt jucător. A văzut un 20 și am crezut că e 30. Ce frumos trece aici Diez de apărare. I-am lăsat, m-am dus, am șutat. Bine, 3 la 3 la scorul ăsta, încă mai avem șanse. Cu 4 goluri în 10 partide. Am și chef, voi, să joc bine. Am chef să joc serios. Valverde, bine acolo. Hai, de timp de acum. Bine, bine că mi-a dat o mie, genial. Neymar, normal că n-are cum să fie atât de ușor te pu- Bă, cum a trecut mingea pe lângă. Și tot, tot la Neymarito. Bă, dar mă, ne distrug băieții. Mbappé, 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 totuși. 1 la 1. E, ce celebrare frumoasă. Ironic, totuși era să fac siu, dacă mă întrebați. Trebuie să-mi văd și eu, totuși, celebrarea asta, să o fac și eu. Că e destul de mișto. Italianul la brazilian. Îl dăm călcăi acolo. Dar se distrează băieții. Hai că 1 la 1 la pauză, e super ok. E super ok. Rămân cu speranță, dar rămân fără stamina, e buba, iesi. Dar n-ar trebui să renunțăm, să avem un ultim atac, ar fi genial. Și uitați, hai, hai atacantule, du-te atacantule. Ar trebui și o să-l ajut totuși. Bine, uite-l vedem acolo, extraordinar de liber. Toma, Ratangiu, Toma, Toma, Ratangiu, Toma, nu-l lasă nouă, nu-l lasă nouă. Și n-a cerut pas. El mi-a dat-o de bună voie ca să marcăm în minutul 47. Ce frumos aici tot noi și ne-a păstrat și din stamina, am jucat-o calm. Uite ce drăguț, șu din prima. Ce ai făcut, Nava? Ce ai făcut? Nu te aud. Realitate, știu, ar trebui să fie 4 la 2 la general pentru PSG, dar nu-i problemă. E 4 la 4. Hai, măcar e bine că e un meci echilibrat, chit că să știi clar care este echipa mai bună. Sper că n-am avut doar 2 șuturi. Bine, eu clar am avut doar 2 șuturi pe poartă, dar sper că nu toată echipa Genk a avut doar 2 șuturi pe poartă în acest meci. Hai, bine! Și să dau și eu de frică, să o resping cumva acolo. M-aș bucura să avem parte de penalti. Uuuu, hai mă, Diezule, rupe-l, ține de tricou, faultează-l, fi rău. Trebuie să fie un român autentic, să-i rup, să-i faultez, să sar la bătaie, dar nu acum, nu acum. Bine, acolo, hai că s-o trezi și echipa, are chef și echipa să joace, din câte se pare. La noi acasă, când deplasarea a fost oribili, pasă mai departe. Toma, 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 ne așteaptă, cred că în continuare. Ne-a așteptat. Herrera, tocmai ce a intrat la Messi, Messi că la Mbappé, Broscoiu, se distrează acolo, Broscoiu, Valverde, Herrera mai departe la Messi, că Messi la Neymar, surprinzător, ce trio. Dar bine, hai portarel, n-ai voie să o greșești. Messi că nu, Messi că bine acolo. Aia zic, am avut apărător zeuți, sunt mai înalt, trebuie să sar bine la cap, mă risc total, Ito, mie, perfect. Du-te Ito, du-te Ito, am încredere în tine și aici tu trebuie să faci tot. Ceptarul ba chiar mi-o lasă mie, mai departe la Toma, hai echipă, hai, nu dau, nu șutez eu. Am încercat, am luptat, bine măcar că Messica este scundut, uite una la Ito, hai, nu la Messi, că Messi o dă lui Mbappé îl vede liber pe Neymar. Nu prea mai am stamină. N-am dat un skip la celebrare, culmea, au dat jocul automat. Greșeală aici, dar câte și câte să mai faci. Hai, toată echipa pe atac, 2 la 2. Hai că putem. Chit că ar fi fost 3 la 0 la general, chit că s-a terminat într-un final 4 la 2 la general. Indiferent situația, am avut parte de un retur foarte frumos. Diez în Brozovic. Bă, ce schemă pe Messi. Hai că mi-are chef Messi la 35-36 de ani. Spacă din astea, joacă plictisit la PSG. Ultima ocazie, ultima posibilitate. Centrare, sper că la noi. Aproximativ, uite că a ajuns mingea la noi și o pasăm. Bine, hai echipă, hai, nu cred că se greșește. Și cred că cam asta a fost. Păi băi, sper că v-a plăcut acest episod în care am debutat pentru Naționala României și sper că v-a plăcut și duelul nostru cu PSG. Din păcate, echipa mai bună, clar.
Treci mai departe, noi am făcut tot ce am putut, dar se va termina această partidă cu, sper că cu 4 la 5 la general și chiar așa se întâmplă. 4 la 5 la general, 2 la 2 la noi acasă, dubla lui Diez, mai am un gol și cealaltă partidă. Eliminați din Champions League, eliminați din Conference League, se mai întâmplă. Te-am apucat plânsul acolo, omul meciului, dar uite, save, gol. Hai mă, uitați ratarea pe care n-am pus-o în clip, a fost mega stupidă. Am prins-o puțin aici, am șutat-o din prima și... Hai că... Normal trebuia să fie save, gol. Asta este. Oricum, posesii de peste, noi nici măcar 30% posesii. Nu, normal, de legit, am avut 3 șuturi. De fapt, nu, 2 șuturi. Numai eu am șutat pe poartă. Adversarii noștri, nici ei nu prea au avut 5 știi ce ocazii vrea. Și asta este, Real trece mai departe, PSG trece mai departe. Ajaxul și-a eliminat, deci mai departe ajunge Liverpool cu Barcelona, cu Real și cu PSG. O să fie două, o să fie acolo câteva semifinale destul de interesante și pe băieți, se pare că am intrat în play-off-ul Ligii Belgiei, unde la fel ca în Românica se împart punctele la 2. De ce? De ce se împart la 2? Chiar mă bucuram de avantajul. Deci, mă simt că la CFR Cluj. În episodul următor jucăm cupa, jucăm meciurile care au mai rămas, am mai rămas cu două trofee posibile de a câștiga și vedem eventual ce oferte mai primim și vedem la ce overe ajungem. Nu uitați acolo să apăsați pe butonul de like. Păi băieți, numele meu este Diez. Vă urez la toți să aveți o zi extraordinară. Foarte trist că am fost eliminați.